Bine ați venit în gimnaziul Vasile Pârvan din comuna Goteș, raionul Cantemir. Singura instituție de învățământ care poartă numele savantului, istoricului și arheologului Vasile Pârvan, care și are originile aici, în comuna Gotești. Datorită reformei învățământului din Republica Moldova, școala noastră este una dintre cele 6 instituții de învățământ care au fost reparate capital, în urma cărei a obținut un nou aspect. Sala de sport a gimnaziului acum este bine dotată pentru orele de educație fizică. De asemenea, cantina este un loc foarte important pentru sănătatea elevilor. În urma renovării, copiii pot savura cu mare plăcere prânzul. Sala de festivități a devenit așa cum ne-am dorit-o întotdeauna, bine dotată cu toate tehnologiile pentru activitățile noastre. Laboratorul de fizică ne oferă cele mai bune aparate pentru a putea realiza exercițiile de la ora de fizică. Echipamentele de la biologie ne ajută mai bine să cunoaștem corpul uman, dar și natura. Școala noastră este prietenoasă tuturor copiilor, drept dovadă este faptul că este ajustată conform necesităților tuturor, și încurajează foarte mult dezvoltarea personală a elevilor, multilaterală, implicându-i în diverse proiecte, cercuri pe interese, secții sportive, activități extracurriculare. Acum suntem în sala de robotică, unde copiii au posibilitatea să se dezvolte multilateral și să asimileze mai bine și mai interesant, mai ușor, toate domeniile ce țin de științele reale. Instituția pe care o conduc a beneficiat de proiectul Reforma Învățământului în Republica Moldova, și anume reparația capitală a clădirii. La finalul acestui proiect vreau să spun că avem condiții foarte bune de activitate, atât pentru cadre didactice, cât și pentru elevi, pentru a-și face studiile. Corpul didactic este format din 24 de cadre didactice și din acestea 24 cadre didactice, 8 li s-au conferit și confirmat grad didactic 1, 12 grad didactic 2. Ceea ce doresc, cred că și elevii și părinții, ca această instituție să obțină titlul de liceu teoretic Vasile Pârvan. Asta a fost școala mea. Ar fi bine ca cât mai multe proiecte europene să ajungă în localitățile din Republica Moldova, pentru ca toți copiii să aibă condiții bune.